Am continuat această primă zi a infotripului și am ajuns aici într-o locație foarte primitoare, foarte frumoasă. Ce le transmiteți oamenilor care vin aici? Delta oferă servicii și oferă turism în general tuturor categoriilor de turiști din România. Dimineața am vizitat o locație superbă care definește ecoturismul. Aici venim pe o locație de un hotel de 3 stele pe zona continentală a Deltei cu servicii corespunzătoare. De asta spun, Delta se adresează tuturor turiștilor români, indiferent ce categorie ne referim. Până la urmă, toată această criză sanitară, criză economică care ne-a afectat pe toți și ne afectează în continuare, ne arată că trebuie să redefinim turismul, iar locația unde ne aflăm, o locație superbă, cum ați menționat, exact asta face, îmbină ceea ce înseamnă tradițiile deltaice, tradițiile celor 14 minorități care conviețuiesc în armonie în Delta Dunării, cu servicii de 3 spre 4 stele pentru cazare și pentru masă. Să nu uităm posibilitățile de a vizita Delta, pe care locația le deține și nu e singura, posibilitatea de a vizita Delta atât pe canalele mici ale Deltei, cât și pe o navă unde se poate lua masa, servi masa, și care face excursii de la Montjardin până la ieșirea, vărsarea Dunării Mare la Sfântul Gheorghe, nava pe care ne aflăm în acest moment. Pentru cei care n-au experimentat această experiență minunată care se numește Delta Dunării, unde pot găsi informațiile de care au nevoie și care se adresează fiecăruia, indiferent de buget? Bineînțeles, site-urile de rezervări, cele pe care le cunoaștem toți, sau direct la locațiile care oferă cazare. Dar, pe de altă parte, îi sfătuiesc pe cei care doresc să vină în Delta să se intereseze ce înseamnă Delta. Discutăm de o rezervație a biosferei, până la urmă, condițiile de vizitare, ce măsuri trebuie să respecte. Până la urmă, Delta Dunării, o bijuterie a naturii pe care România o are, avem obligația să o respectăm, să o prezervăm, să o păstrăm așa cum este și pentru generații următoare. De asta spun, orice turist care își dorește, indiferent de categorie, cum spuneați, trebuie să se intereseze în primul rând ce înseamnă Delta, ce își dorește de la Delta, să nu uite că totuși Delta Dunării presupune o vizitare lentă în natură, se adresează în principal celor care înțeleg natura, iubesc natura, pescarilor, iubitorilor de fotografie, acelor care înțeleg să acceseze un servicii turistice pentru a intra în Delta cu un caiac, canoe sau cu bicicletele. Ce pot găsi turiștii, cei care sunt interesați să vină în Delta? În primul rând găsesc liniște. Venim în Delta Dunării pentru liniște, pentru altfel de peisaje, pentru altceva decât găsim în oricare zona a țării. Liniștea este pe locul întâi. Cred că mai bine ca în Delta nu poate să existe mai multă liniște și relaxare. Văd că hotelul are piscină, condiții foarte bune, dar plecând de aici, ce recomandați oamenilor să vadă în jur? Păi, dacă am ajuns în Delta Dunării, este clar că trebuie să vedem Delta Dunării. Peisaje deosebite, trebuie să ajungem neapărat să vedem ceea ce înseamnă floră, faună, păsări, o gură de vărsare neapărat. Fie că mergem la Sfântul Gheorghe sau la Sulina, întotdeauna vom găsi lucruri deosebite. Mai avem o mulțime. Dacă am merge în fiecare zi, am găsit un loc unic. Putem să ajungem la Letea, putem să ajungem la Caraorman. Peste tot în Delta Dunării nu ne vom plictisi. Odată terminată ziua, oamenii revin la hotel și
Odată terminată ziua, oamenii revin la hotel, servim masa pe terasa restaurantului cu Dunărea la picioarele noastre. Putem să ne bucurăm de o priveliște absolut minunată, putem să vedem un apus de soare pe care îl intuim puțin în partea noastră. Da? Ne bucurăm de muzică, de atmosferă, de ambianță plăcută, bineînțeles respectând tot ce înseamnă măsuri de protecție împotriva noului coronavirus. Trebuie să ne obișnim cu el, să trăim cu el, facem tot ce ține de noi ca oaspeții să se simtă bine și în siguranță la noi, la hotel. Spuneți-ne, vă rog, ce transmit aceste frumoase cântece și dansuri pe care dumneavoastră ni le-ați arătat în această seară? Cântecele noastre sunt cântece de dragoste. Sunt și triste și de vremul de trecut și foarte vechi. Noi cântăm acum mai mult de cântece de dragoste, de iubire și veselie. Audiența le primește cu drag și cu inima deschisă și îi place, văd că îi place la oameni. Astăzi vă vorbi de biciclete nautice, unice în România și în Europa de Est. Suntem în Sarichioi, lacul Razim, lac de apă dulce, cel mai mare din România. Bicicleta în discuție este una unică în România, este pe principiul unui catamaran. Propulsia ei este asigurată de o elicie. Noi, pedalând, asigurăm mersul atât înainte și înapoi cu ajutorul eliciei. Este pe principiul unui motor. Cum îi spunem noi, cizmă, ea coboară în apă, are o cizmă. Dacă pedalăm înainte, ea merge înainte. Dacă pedalăm înapoi, va merge înapoi. În partea din față avem o zonă unde poate sta un copil. Asta numai în, cum e aici, într-un lac, nu pe căi navigabile. Vârsta minimă de a conduce bicicleta nautică este de 10 ani. Pe căi navigabile, vârsta minimă este de 18 ani. Fiind gândită pentru mare, unde avem valuri foarte mari câteodată, bicicleta din acest motiv este foarte, foarte stabilă. Cei care vor să vină și să experimenteze acest mod de călătorie, ce trebuie să știe? Care sunt costurile? Cât durează o închiriere? Ca și durată, se poate închiria de la 30 de minute până la aproximativ 5 ore, traseul care e cel mai lung, acela din Delta Dunării. Pentru 30 de minute, un turist va plăti 60 de lei. În acești bani primește o bicicletă, Schiller, o vestă de salvare și, bineînțeles, zona în care să se bucure de ea. Sunt unii care vin doar de curiozitate, alții au revenit, au vrut mai mult, au vrut o oră, două, după ce au văzut cum e. Bineînțeles, ca experiența să fie cât mai plăcută, e bine să facem asta dimineață sau seara. Vara, la ora două, nu e tocmai ok, dar unii s-au dat, nu au avut nicio problemă. Din această locație, care sunt traseele pe care le recomandați? Și oamenii sunt însoțiți de cineva sau pot merge pur și simplu singuri? Pe traseele mici de jumătate de oră, în zona asta, ei pot alege să meargă singuri, dar traseele pe căi navigabile, tot timpul avem un însoțitor care se află pe bicicletă și încă o barcă de asistență. Cât de importante pentru atractivitatea acestei zone sunt aceste mijloace de divertisment până la urmă? Discutăm până la urmă de hidrobiciclete, toată lumea le cunoaște. Este o premieră pentru Delta Dunării. Se dovedește că oamenii înțeleg ce înseamnă turismul deltaic, ce înseamnă
activitatea economică în armonie cu natura, iar hidrobicicletele, evident, vin și completează armonios toată această idee. Îi felicit pe inițiatori, pe cei care au investit în astfel de mijloace, și ceea ce ne dorim noi să avem o dezvoltare a unei astfel de forme de a face turism. Toată lumea e obișnuită cu hidrobicicletele pe lacurile bucureștene, pe eventual lacurile municipale. În Delta Dunării mai puțin. Ori o hidrobicicletă sau o plimbare cu hidrobicicleta în Delta Dunării sau pe racul Razem, unde ne aflăm acum, eu cred că este o vacanță frumoasă, o experiență frumoasă pentru orice turist. Vorbim până la urmă și despre o formă de ecoturism, nu? Bineînțeles, turismul deltaic presupune ecoturismul, este o formă integrată până la urmă și evident toate formele de turism din Delta ar trebui să fie non-poluante și prietenoase cu mediul. Aventura asta legată de caiace este una care se poate face de unul singur sau în doi, dar este mai frumos atunci când este un grup mai mare, pentru că toate caiacele pot merge prin locuri necunoscute. Am să-i dau microfonul colegului meu, Paul Alexe, și încercăm să vedem, să ne spună care e experiența lui. Experiență deosebită, inedită, pur și simplu auzi cum vântul trece prin stuf, auzi păsările, auzi totul. Cred că e o chestie de pus pe must list, ceva ce trebuie făcut măcar o dată în viață. Duriști, dacă caută pe internet, descoperă Delta Dunării, pot închiria caiace, avem ture pentru turiști, de la o zi, o oră, trei zile, șapte zile, depinde fiecare turist ce are de gând să facă sau ce își dorește. Care este traseul? Trasele iară le putem schimba din mila 23, sunt toate plecările. Dacă avem o tură de o zi, facem o tură aici așa pe baltă, pe lacuri, pe canale, stufăriși avem de toate. Dacă vor mai multe zile, putem merge până la Letia, până la Crișan, până în Sulina, iar e funcție de fiecare om cât chef are să depună efort. Am avut copii de 2 ani, oameni de 70 și ceva de ani, deci nu avem o limită, nu avem nimic. Poate să vină oricine, avem veste pentru toată lumea. Înainte să intrăm pe apă, facem o scurtă poveste ce se întâmplă, în caz că vin alte bărci. Teoretic, ele, când văd caiaciști, încetinesc să nu se facă valuri. Șansele de răsturnat sunt foarte mici. Să te răsturni doar dacă începi tu să te agiți în caiac, să te uiți după nu știu cine sau așa, riști să te răstorni. Turele sunt între 600 de lei și pot ajunge până la 1500, iar totul diferă foarte mult între unde vrea să ajungă turistul, câte zile, câte persoane, dar începe de aproximativ 600 de lei de persoană. Dacă vrei să le închiriezi o singură zi, caiacul single, caiacul de o persoană este 100 de lei, caiacul dublu 180.